Eu mă cer aici loc aici. Plată cu el. Iana cu el. Tati Iana cu el. Cu el pun pământ. Pun pământ. Pa flori. Răzăm pe flori. Duce, da. Căcăm gânoi. Căcăm clacă. Au duce au rasul cu el. Mulțumim. Sunt Veronica Rotaru, manager al locuinței protejate, unde îl avem pe tânărul Eduard Turcu. Este un tânăr care îi place foarte mult să muncească și de aici ne-am pornit în căutarea unui serviciu fix și să depui un efort, pentru că asta îi place. Lucrează, este angajat în câmpul muncii de mai bine de un an. Este implicat în lucrurile din seră, în oraș, sapă, curăță copacii, arbuștii, l-a răsădit flori, măturat, încărcat gunoiul, lucrările de gospodărie, ce țin de gospodărie comunală. Sunt maestru de sector a lucrătorului Eduard Turcu. Este un lucrător foarte, aș spune chiar și capabil, îndeplinește toate cerințele care și toate indicațiile a mele personal ca maestru și chiar și inginerul, cine îi spune, el îndeplinește. Ascult, e harnic, ne ocupăm cu lucrări de amenajare, acum la moment lucrăm în seră, creștem răsadă de ridichi, avem pe urmă roșii care sunt implicați și adică este implicat în aceste lucrări. Creștem roșii pentru lucrători la un preț mai redus. Adică are un an de zile și o lună, cred că, de când activează la gospodărie comunală. Nu a avut niciodată... N-am avut cu el, adică certuri, ca să nu îndeplinească. Timp de un an de zile a lucrat foarte bine. Avem nevoie de așa lucrători, care cât de cât înțeleg ce se cere de la el și îndeplinește. Cu ajutorul Asociației Keystone a fost procurată o casă pentru Eduard și banii din salariu îi acumulează pentru reparația casei. A reușit să achete muncitorii pentru lucrările de reparație. Acum, chiar săptămâna aceasta, am procurat linoleumul din toată casa. Și luna în curs merge deja pentru lucrările mai mici, la fel pentru casa lui. Banii cu cred pe casa se, la casa se e parat. Au dat la oameni, făcut parații și au fac parații cu cred la, aici la lucru, dă la oameni, mai pățeat, la oameni pățeat. Fără oameni nu fac parale, fără bani nu faci, e fac cu cred, ai parat. Yeah, okay.